La instituția prefectului a avut loc ieri dimineață o întâlnire convocată de prefectul județului Călin Petru Marian cu reprezentanții ai ISU, APIA și Gărzii de Mediu. Scopul întâlnirii a fost cel de stabilire a măsurilor care trebuie aplicate imediat pentru prevenirea incendiilor de vegetație uscată, miriște și resturi vegetale. S-a luat decizia ca în termen de 24 de ore să fie întocmit un plan de măsuri care va fi supus analizei și aprobării Comitetului Județean pentru situații de urgență. În primele două luni ale acestui an, pompierii hunedoreni au intervenit pentru stingerea a 98 de incendii de vegetație, cu 85 mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit situației prezentate de APIA, au fost afectate 180 de hectare de pășune și teren arabil. Proprietarii de terenuri care nu respectă măsurile pot fi amendați cu sume cuprinse între 1.000 și 2.500 de lei și li se sistează acordarea subvenției de la APIA.